Bună ziua, mulțumim că participați la acest eveniment de depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare. Astăzi venim în fața constanțenilor cu o echipă coștigătoare. Munca acestei echipe a contribuit la 3 victorii consecutive ale liberalilor în alegeri. Împreună am câștigat alegerile europarlamentare în anul 2019, când am dus cel mai mare număr de europarlamentari la Bruxelles. Împreună am câștigat în toamna anului trecut alegerile prezidențiale alături de președintele Klaus Iohannis și tot împreună am reușit o victorie istorică la Constanța, când alături de constanțeni am spus stop abuzurilor, stop blocajelor, stop unei administrații toxice, marca PSD. Parte din această echipă câștigătoare astăzi conduce primăriile din județul Constanța, conduce Consiliul Județean, va conduce instituții și autorități publice și va reprezenta constanțenii în Parlamentul României. Sub sloganul Dezvoltăm România, o să vorbim constanțenilor despre justiție, o să vorbim constanțenilor despre alocarea unor resurse fără precedent, despre investiții în infrastructura rutieră, în sănătate, în educație, în agricultură, în comunicare, în energie. Vom vorbi despre a reconstrui, vom vorbi despre a clădi. Partidul Național Liberal vine cu certitudini, vine cu garanții, vine cu parteneriate strategice, vine cu competențe și apreciem și mulțumim tuturor românilor care cred în aceste valori și ne susțin în continuare. Vă mulțumesc! Am văzut că listele sunt deschise de la ministru. Vă spun că vorbesc și colegii. Da, să treacă în mijloc, domnul. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Mai încoace, mijloc. Tot acum. Da. Eu candidez o funcție de senator în Senatul României, alături de colegii mei, și îmi doresc să activez în Comisia de Sănătate, pentru că acolo, în baza experienței mele de conducere a unităților sanitare, atât publice și private, doresc să-mi aduc aportul pentru îmbunătățirea legislației în vigoare. Pentru acest lucru, voi menține contactul cu oamenii care lucrează în sistem, cu toate instituțiile care activează în sistemul sanitar, cât și cu colegii din Parlament pentru a putea îmbunătăți legislația. Vă mulțumesc foarte mult! Colegul nostru, George, care tocmai a renunțat la poziția de președinte pentru a candida la alegeri parlamentare. Bună ziua tuturor! Candidez pentru Senatul României. Rămân aceeași persoană plină de energie pe care ați cunoscut-o în ultimile 9 luni când am îndeplinit mandatul de prefect al județului Constanța. Înainte de a îndeplini acest mandat de prefect, știți foarte bine că aveam o atenție îndreptată spre domeniul energiei. Județul Constanța este campionul producției de energie din România. Avem centrala nucleară de la Cernavodă, cel mai mare parc eolian din sud-estul Europei. Nu putem să nu observăm investițiile din Marea Neagră, gazele offshore, precum și memorandumul semnat săptămâna trecută în parteneriat cu partenerii strategici României, mă refer la compania americană AECOM, pentru construirea reactorilor 3 și 4. Cu această energie merg în Parlamentul României pentru a pune în valoare tot potențialul economic al județului Constanța. Vă mulțumesc mult! Ceilalți colegi parlamentari vă veți întâlni în emisiuni, în interviuri, în conferințe de presă, întrebări vă rog. Cât ține parlamentar? Tu mult? Vezi că te-ai știți în fața. Cred că un răspuns corect în acest moment ar fi 4 deputați și 2 senatori. 4? Vedere că v-ați exprimat că intenția să activați în Comisia de Sănătate. Cum considerați că este gestionată problema pandemiei de către actualii responsabili și cu ce ați putea contribui dumneavoastră la îmbunătățirea?
pentru prima dată omenirea s-a întâlnit cu un asemenea fenomen și este pentru prima dată când mass media a putut să relateze despre acest fenomen. Este clar că avem nevoie de o legislație, de un capitol în legea 95 care se referă la epidemii și pandemii. Legea sănătății. Acesta este un prim pas care trebuie făcut. Cel mai important pas pe care noi trebuie să-l facem este să înțelegem că noi astăzi ne luptăm cu două arme împotriva acestei pandemii. O armă care este valabilă, astăzi la fel de valabilă ca acum 100 de ani, prevenția, și a doua armă este cercetare. Cu cât noi vom avea o atitudine preventivă, cu atât vom duce rantul epidemiologic mai repede. Acesta este succesul în a gestiona epidemia și pandemia. Vă gândiți la un amendament pentru legea sănătății? Am gândit la mai multe amendamente, dar în timpul campaniei o să le explic pe fiecare în parte. O idee ce? Unul la care vreau să voi face referire în campanie este acela care face referire la finanțarea sistemului medical la nivelul județului. Deci vreți să aduceți mai mulți bani la județul Constanța pentru sănătate? În toate județele, nu numai județul Constanța. Eu mă refer la sistemul medical. Când facem referire la sistemul medical, vorbim de un sistem medical care servește toată populația României, asigurată sau neasigurată. Și cu spitalul regional, deja legendar, vis-a-vis de spitalul regional, în perioada următoare intrăm într-o discuție cu premierul României pentru a stabili obiectivele pe care și le asumă guvernul în proiecția bugetară pe anul 2021, pe termen scurt și pe termen lung, mediu 2021-2023. Încercăm să discutăm despre infrastructură rutieră, încercăm să discutăm despre niște pași corecți în realizarea spitalului regional care se va da an de an, respectiv proiectare, studii de fezabilitate, construcție. Noi sperăm că acești prim pași în realizarea unei investiții atât de importante în domeniul sănătății să reușim să le impunem.